Bună! Numele meu este Mihaela, bine ai venit pe canalul meu! Astăzi v-am pregătit să vă arăt acest design frumos de vară. Deoarece unghiile sunt convexe, am poziționat șablonul cu vârful în sus, în așa fel încât extensia mea, vârful extensiei mele, să fie în același drept cu apexul unghiei naturale. Voi face o migdală modernă de salon și pentru asta am nevoie ca extensia mea să fie destul de lungă. Eu am făcut lungimea 4 pe șablon. Lateralele trebuie să fie drepte, paralele cu axul central. Aveți foarte mare grijă ca laterala inferioară să coboare un pic, deoarece șablonul este poziționat în sus. Pentru acest design drăguț, voi face un negativ a lunulei dintr-un poligel alb lăptos. Acest negativ l-am polimerizat, iar acum pilez cu freza. Freza mea are turațiile în jur de 25.000. Este un cap de carbid conic de culoare verde, de abrazivitate mare, medie, pentru gel și acrigel. După ce am pilit, voi evidenția bordura acestui negativ cu un mov amestecat cu negru, orice semipermanente. Voi polimeriza, după care voi face un curcubeu de culori din care voi confecționa linia de smile. Din nou, acel negativ al frenciului. Am pus galben, portocaliu, roz, alb, culori de oje semipermanente, amestecate cu acrigel alb. Le voi modela în forma negativului frenciului, da? A negativul patului meu unghial, care îmi doresc de data asta să nu fie alb sau nude, așa cum v-ați obișnuit, ci colorat. Sper să vă placă, eu sunt foarte, foarte încântată. Îl așez cât de bine pot și polimerizez. Apoi aplic peste acest negativ, aplic poligel clear. L-am polimerizat, iar acum îl pilesc. Pilesc din punctele de creștere drept, pilesc stânga-dreapta. Pila nu este dreaptă, este sub un unghi de 45 de grade. Foarte important acest lucru. Și din nou vin cu acel negru amestecat cu mov și evidențiez linia de smile. Polimerizez, iar acum aplic pe vârful liber poligel alb din nou. Toate produsele cu care lucrez eu sunt de la Nailish, le găsiți pe www.nailish.ro. De asemenea, vă răspund la orice întrebare aveți în legătură cu ceea ce am folosit. Nivelez acrigelul cu o pensulă înmuiată în spirt. Am polimerizat, iar acum voi pili surplusul cu freza. Din nou am în jur de 25.000 de rotații pe minut.
nu folosesc rotații foarte mari, așa mă simt eu bine pentru a nu-mi ricoșa freza pe laterale mai ales. Pilesc peretele drept, apoi voi pili peretele stâng și suprafața unghiei. Nu apăsați, lăsați freza să lucreze singură. Este foarte ușor să îndepărtați acest surplus de material într-un timp foarte scurt, folosind freza. De asemenea, vă recomand din suflet să urmați un curs sau mai multe pentru această treabă. Vă va ajuta enorm să scurtați timpul de lucru, să lucrați frumos, să vă atrageți cliente, ceea ce știu că cu toate vă doriți. Eu predau și cursuri, dacă sunteți interesate, vă rog să intrați pe paginile mele de Facebook și Instagram, Mihaela Pietreanu. Pe Instagram sunt Mihaela Pietreanu Nailist și acolo găsiți toate detaliile. Iată, am terminat de pilit cu freza, iar acum am pilit vârful liber cu pila la un unghi de 45 de grade. De asemenea, am pilit convergent lateralele, stânga-dreapta. Am pilit suprafața. Iar acum aplic topul. Îmi place foarte mult să folosesc topul Magic Gloss de la Nailish. Uitați grosimea, uitați toată suprafața unghiuței. Aceasta este lucrarea. Voi aplica top pe toate unghiuțele. Îmi place foarte mult efectul. Vă rog să-l reproduceți și voi și să îmi trimiteți fotografii. De asemenea, vă aștept cu orice nelămurire, vă aștept cu mesaje în privat. Îmi place enorm să ajut. Sper că acest video v-a fost de ajutor. Nu uitați că puteți să faceți absolut orice vă propuneți. Trebuie doar să perseverați. Vă pup și vă aștept cu drag la următorul tutorial. Pa!